urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Primarii din județul Vaslui așteaptă cu sufletul la gură decizia Ministerului Dezvoltării privind finanțarea proiectelor depuse pe programul Anghel Salinin. În contextul actual economic, în care multe șantiere se închid din cauza scumpirii materialelor de construcții, acest program de finanțare a rămas singura soluție pentru dezvoltare. Tocmai de aceea, edilii au întocmit un număr cât mai mare de proiecte, în speranța că măcar o parte să primească aprobarea pentru implementare. Programul Anghel Salinin are un buget alocat pentru următorii 7 ani de 50 de miliarde de lei și vizează investiții în dezvoltarea infrastructurii. Programul va funcționa pe modelul PNDL, cu câteva diferențe privind depunerea proiectelor, realizarea investițiilor și decontarea cheltuielilor. Școlile din județul Vaslui, rămase fără directori în urma celor două etape ale concursului, vor avea o conducere numită prin detașare. Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a anunțat ieri că pe data de 11 aprilie va avea loc o ședință a Consiliului de Administrație, în cadrul căreia vor fi validate detașările în interesul învățământului pentru unitățile de învățământ care nu au un director sau director adjunct promovat la concurs. Dacă data trecută au avut prioritate persoanele care ocupau deja prin detașare posturile vacante, de această dată prioritatea au persoanele care au promovat concursul, însă nu au reușit să ocupe postul dorit. Ca urmare, până luni, 11 aprilie, rugăm cadrele didactice interesate să trimită documentele pe adresa de e-mail a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui sau la registratură. Se arată în anunțul publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui. Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea care permitea folosirea gratuită a terenurilor de sport din curtea școlii și în afara orelor de program. Sesizarea de neconstituționalitate a venit chiar din partea Guvernului României, nemulțumit de formulările neclare din lege. În Vaslui, Consiliul Local a adoptat anul trecut, înainte ca Senatul să aprobe modificarea legii educației fizice și sportului, o hotărâre care permite accesul gratuit al copiilor și al tinerilor la curțile și terenurile de sport în cadrul unităților de învățământ. Se impune să acționăm pentru a transforma municipiul Vaslui într-unul mai prietenos cu tinerii, inclusiv prin promovarea unui stil de viață sănătos, iar prin prezentul proiect de hotărâre de Consiliul Local răspundem acestui deziderat, explica anul trecut viceprimarul Cătălin Mândru înainte de adoptarea hotărârii. Spitalul Județean de Urgență are în derulare un proiect care prevede și montarea unui lift pentru transportul bolnavilor în cadrul secției de oncologie din cadrul pavilionului TBC. În prezent, secția funcționează la etajul pavilionului TBC, clădire care este situată în preajma unității de sănătate. În ultimii ani, Consiliul Județean a investit sume de bani pentru a reabilita clădirea, care se află într-un avansat grad de degradare. Pavilionul TBC este o clădire de patrimoniu încadrată în categoria B, fiind construită în jurul anului 1800. Am demarat investiția pentru construcția unui lift exterior pentru acces în secția de oncologie a spitalului din pavilionul TBC. De asemenea, suntem în procedura de licitație pentru realizarea parcajelor din incinta curții spitalului, precum și a unei morgi noi, a spus Ana Rinder, directorul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Ministrul Mediului Tancios Barna a anunțat că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care cuprinde măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor, prevederile aplicându-se imediat după ce apare în monitorul oficial. Cea mai importantă decizie este legată de incriminarea faptelor de incendiere a deșeurilor, iar aici am propus ca pedeapsa să fie cu închisoare de la 3 la 5 ani. Pentru abandonarea deșeurilor am majorat amenda pentru persoane fizice de la 10.000 de lei până la 20.000 de lei, iar pentru persoane juridice de la 50.000 la 70.000 de lei, amendă contravențională, a anunțat ministrul. Tancios Barna a mai explicat că în ordonanța de urgență sunt câteva aspecte legate și de arderea miriștilor, iar amenziile sunt de la 7.000 la 15.000 de lei pentru persoane fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Fundația World Vision România a construit parcuri de joacă pentru 7 grădinițe și școli primare din județul Vaslui. Comunele beneficiare sunt Poienești, Ivănești, Todirești, Zăpodeni, Laza, Dumești și Rafaila. Investiția se ridică la circa 14.000 de dolari și a venit în urma consultării copiilor, cadrelor didactice și a elevilor, membri în grupurile de inițiativă locală a copiilor din cele 7 comune. Împreună au decis că toți copiii din comunități au nevoie de parcuri de joacă și locuri sigure unde să-și petreacă pauzele și timpul liber.
Proprietățile din municipiul Vaslui vor fi verificate în vederea actualizării taxei speciale de salubritate. Serviciul de Finanțe Publice Locale aduce la cunoștință cetățenilor municipiului Vaslui că va continua verificarea proprietăților de pe raza municipiului în ceea ce privește actualizarea numărului de persoane plătitoare de taxe speciale de salubrizare, respectiv încasarea taxei. În acest sens, personalul din cadrul GOSCOM-SA se va deplasa pe teren în zonele repartizate și va proceda la încasarea contravalorii serviciului de salubrizare, preluarea declarației de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici. Vor fi mai multe opțiuni pentru șoferii români. Scade concentrarea pe piața RCA. Concentrarea excesivă înregistrată pe piața RCA în ultimii ani începe să se reducă treptat după falimentul companiei City Insurance SA. Cel puțin 6 din cele 8 societăți autorizate să vândă asigurări de răspundere civilă obligatorii auto au acumulat cote de piață considerabile în prima lună a acestui an, conform analizelor efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Compania cu cele mai mari vânzări rămâne Euroins, a cărei cote de piață a crescut doar marginal, de la 35,4% pe ansamblul anului 2021 la 37,6% în luna ianuarie 2022. În același timp, cotele de piață ale altor firme au crescut, marcând un proces de diversificare până la un nivel care nu a mai fost atins în ultimii ani, concentrarea accentuată fiind de altfel una dintre marile probleme ale pieței RCA. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM. Smile FM. Your happy music.